Seara. Bună seara! Am auzit-o pe doamna Cristin Lagarde vorbind la Davos. Dumneavoastră ați urmărit uh, discursurile de acolo. Care vi s-a părut cea mai interesantă pe lângă sa? Da, apreciez foarte mult că uh, se întrunesc uh, la Davos din 1971 până astăzi uh, cei mai puternici lideri, uh, formatori de opinie și oameni puternici cu, pot, uh, cu potențial uh, sporit din punct de vedere financiar și decizional pentru a discuta adevăratele probleme cu care se confruntă economia mondială în momentul de față. Să nu uităm că venim după o perioadă de criză în care s-a După încercat, o perioadă de criză? Gata, s-a terminat? În anumite țări am putea spune că am ieșit din crize, în adevăratul sens al cuvântului, și mă refer aici la țări ca Germania, chiar și țările baltice. Putem spune că au ieșit în mare parte din crize. Ne aflăm într-o situație destul de favorabilă chiar și în Slovenia, în Europeană. Mă refer la cele care, în momentul de față, au implementat anumite măsuri și s-au dovedit a fi fructuoase din punct de vedere al efectului asupra locurilor de muncă și asupra creșterii economice. Însă, criza este departe de a fi înlăturată la nivel mondial. Din păcate sau din fericire, cum vreți să spuneți, există aceste interdependențe între Uniunea Europeană și restul lumii. Precum ați remarcat, Medvedev a făcut o declarație destul de controversată pe care eu doar parțial o consider adevărată, că, ar fi, că nu ar fi dependent de resursele din Uniunea Europeană și că nu este foarte mult interesat de creșterea sau de stabilitatea euro. Eu vreau să vă spun de că declarație. este și trebuie să Aș mai adăuga ceva. El a, a mai spus că riscul unei prăbușiri globale a piețelor materiilor prime rămâne principalul pericol pentru economia Rusiei. Există e, un asemenea pericol? Există, pentru că să nu uităm. Un Europeană importă relativ multe materii prime din uh, Rusia. Um, Ori uh, o dezechilibrare a raportului uh, monetar între euro și uh, rubla rusească am putea uh, spune că va putea conduce la uh, un dezavantaj pentru una din cele două părți, depinde cum evoluează cursul. Noi, în Uniunea Europeană, încercăm, pe domenii individual, fie că vorbim de energie, fie că vorbim de alte materii prime, adică metal și altele, încercăm să generăm o independență, adică să nu mai depindem de materia primă din Rusia. Și, în acest caz, putem spune că această dependență de politica domnului Medvedev va scădea în următorii ani. Așa că nu este cea mai importantă declarație de la Davos, dacă mă întrebați pe mine personal. Există altele precum cea a doamnei Merkel, pe care eu personal o apreciez foarte mult, care reprezintă un lider marcant în economia mondială și a cărei cuvinte sunt ascultate, dar și respectate și luate ca atare de către mediul de afaceri. Și care a fost declarația aceasta? A fost un îndemn la stabilitate și încredere. Să nu uităm că dacă vorbim de criză economică și financiară, nu vorbim doar despre lipsa de capital propriu-zisă. Ci vorbim de lipsa de încredere a investitorilor. Vorbim de efectul acestei lipse de încredere în piețele financiare care au un efect negativ și asupra piețelor forțelor de muncă. Prin aceasta scade și producția. Scăzând și numărul celor activi în câmpul muncii, scade automat și puterea de cumpărare. Scăzând puterea de cumpărare, vinde mai puțin, se cumpără mai puțin. Și iată că intrăm într-un cerc vicios. Și nu avem creștere economică. Și creșterea economică rămâne departe de a se realiza. De aceea, unde trebuie să investim și platforma pe care trebuie să implementăm noi măsuri care să producă efecte pozitive, ar fi la nivelul încrederii investitorilor potențiali. Acest lucru s-a întâmplat la Davos și ăsta a fost mesajul principal al doamnei Merkel, pe care eu, repet, îl apreciez și. Cred că va avea un efect asupra celor care uh, dispun de uh, mijloace financiare semnificative și pot investi, adică, cu alte cuvinte, a invitat pe miliardari să aibă curaj să investească pentru a crea noi locuri de muncă, pentru că vor avea, în, pe termen mediu și lung, cu siguranță de uh, beneficiat în urma acestor investiții pe care le fac astăzi. Să nu se teamă atât de mult de efectele secundare sau de anumite măsuri în anumite țări individuale, da? pentru că deseori vorbim de piețe individuale. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, se vorbește din ce în ce mai aprofundat despre uh, elaborarea Uniunii Fiscale. Deci, cam așa arată prognoza Fondului Monetar Internațional, foarte puțin corectată față de octombrie anul trecut. Cum vedeți aceste cifre? Eu știam chiar de 3%, nu 3,1% și am observat și câteva diferențe între ceea ce spune femeiu respectiv ceea ce spune Comisia Europeană. Dar să zicem că diferențele sunt nesemnificative. Noi putem vorbi deja de câteva pachete de măsuri implementate în Uniunea Europeană sau în anumite țări cu probleme. Mă refer aici și la faptul că s-a încercat sau s-a rezolvat parțial problema pe piața monetară a băncilor cu probleme din Spania și Italia. Să nu uităm că Italia este a treia economie în Uniunea Europeană. Dacă, o, dacă Italia ar lua -o pe urmele Greciei, ar exista o problemă majoră în ceea ce privește continuarea existenței Uniunii Europene de aici încolo. De aceea, Uniunea Europeană, împreună cu mari, marele putere economice, respectiv Germania, Franța, au reușit să stabilizeze cel puțin parțial situația pe piața monetară în momentul de față. Deși am observat că unele bănci au, nu au profitat la maxim de această oportunitate și putem vorbi și de o divergență de păreri, dacă îmi permiteți, în cadrul bordului Băncii Centrale Europene și vă spun că am avut acum trei săptămâni o întâlnire cu președintele Băncii Federale Germane, care este unul din cei primii șase membri ai bordului Băncii Centrale Europene și care are o părere puțin diferită de restul membrilor. El crede că o uniformizare a dobânzilor pe o piață unică de producție și de vânzări, de distribuție, de desfacere în Uniunea Europeană nu ar aduce avantaje în ceea ce privește creșterea economică și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Alții, însă, consideră că trebuie să uh, implementeze măsurile individual, datorită diferențelor mari în ceea ce privește standardele economice în țările din Uniunea Europeană. Deci avem de-a face cu câteva probleme majore, avem câteva pachete de măsuri implementate, repet, individual, o fac în mod intenționat, individual, de la țară la țară, altfel, cu o gândire a guvernului din țara respectivă, care diferă de gândirea globală a Uniunii Europene, fiecare își vede de nevoile proprii din propria țară și deseori, din păcate, putem spune că vorbim mai mult de o accentuare a crizei economice prin crizele politice din anumite state și atunci, bineînțeles, că trebuie să avem o abordare globală, ceea ce s-a încercat și la Davos, pentru a înțelege care sunt prioritățile și pentru a acționa toți în aceeași direcție, guvernele, investitorii, respectiv miliardarii prezenți acolo și, nu în ultimul rând, cetățenii care, bineînțeles, sunt, dacă mă întrebați pe mine, motorul economiei. Fie că vorbim de produse, fie că vorbim de servicii, economia are în centrul atenției oamenii. Oamenii le produc, oamenii generează know-how și tot oamenii consumă. Nu mai avem foarte mult timp, dar vreau neapărat să vorbim puțin și despre România. Deci vedem la nivelul uh, regiunii centrale și este europene o creștere economică de 2,4% prognozată pentru anul acesta de către Fondul Monetar Internațional. Cum stă România în interiorul acestui 2,4%? Care vor fi problemele și care vor fi bucuriile pentru acest an? Încă o dată foarte pe scurt. Din păcate, România în momentul de față depinde de injec injecția de capital străină. Avem șansa să absorbim uh, cel puțin 2,5 miliarde de euro din banii europeni de la Bruxelles. Dacă reușim acest lucru, lucrurile se vor îmbunătăți și apoi trebuie să creăm un mediu favorabil pentru investitorii străini. Avem nevoie de injecție de capital uh, prin investiții directe și indirecte din partea străinilor. Uh, guvernul sau bugetul nostru de stat nu permite uh, investiții semnificative care să genereze venituri sau uh, valoare economică adăugată, respectiv să creeze noi locuri de muncă. Așa că primul obiectiv al României sau al Guvernului României trebuie să fie acela că vom absorbi banii europeni de la Bruxelles, pentru care s-au elaborat deja proiecte. Doi, trebuie să găsim cadrul legislativ favorabil pentru mediul de afaceri din străinătate. Și nu în ultimul rând, trebuie să lucrăm la schimbarea mentalității.